Noi cercetări confirmă impactul mișcării asupra longevității și subliniază exact de câtă mișcare avem nevoie în fiecare săptămână pentru a trăi mai mult și pentru a fi mai sănătoși. Un nou studiu publicat în revista Circulation și finanțat de Asociația Americană a Inimii a analizat modul în care practică exerciții fizice peste 116.000 de adulți timp de peste 30 de ani. Activitatea fizică moderată se referă la exerciții precum mersul pe jos, ciclismul sau mișcările calistenice ușoare, yoga, jogging ușor sau pur și simplu o plimbare. Activitate fizică intensă și viguroasă, acest tip de exercițiu crește în mod semnificativ ritmul cardiac, cum ar fi jogging, alergare sau antrenamentele mai intense de tip cardio. Cercetătorii au fost interesați să vadă impactul pe care îl are activitatea fizică efectuată de subiecții participanți la studiu asupra riscului de mortalitate. Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății spun că ar trebui să facem 150-300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână și între 75 și 150 de activitate fizică intensă săptămânal sau o combinare a celor două tipuri de activitate fizică. Oamenii de știință au descoperit că executarea cu regularitate a exercițiilor fizice este strâns legată de longevitate, mai mult decât se credea până în prezent. Astfel, riscul unei persoane de a deceda din cauza unei boli comune asociate vârstei este mult mai redus în cazul celor care fac exerciții fizice cu regularitate. Mai mult decât atât, cei care au efectuat între 300 și 600 de minute săptămânal de activitate fizică moderată și între 150 și 300 de minute de exerciții fizice intense, adică dublul recomandărilor, au avut o viață mult mai lungă și cu mai puține probleme de sănătate. Există mai multe elemente legate de stilul de viață de care trebuie să țineți cont atunci când vă gândiți la longevitate. Dieta, somnul, conexiunile sociale, nivelul de stres și activitatea fizică joacă toate un rol important în sănătatea și durata vieții noastre. Vestea bună este că niciodată nu este prea târziu să adoptăm obiceiuri sănătoase de viață care ne aduc beneficii pe termen lung. În ceea ce privește exercițiile fizice, studiile au demonstrat că durata vieții se poate prelungi dacă efectuăm săptămânal între 2,5 și 5 ore de exerciții fizice intense și între 5 și 10 ore de exerciții fizice moderate în fiecare săptămână. Ideal ar fi să combinăm cele două tipuri de activitate fizică pentru rezultate optime. Iată câteva exemple. Mers pe jos 45 de minute în fiecare zi. Mers pe jos 20 de minute în fiecare zi și 20 ședințe de exerciții fizice intense de câte o oră fiecare săptămânal. Exerciții cardio de 5 ori pe săptămână în ședințe de câte 45 de minute fiecare. Dacă sunteți deja o persoană care a inclus activitatea fizică în rutina zilnică, luați în considerare rezultatele acestor studii pentru a vă menține motivația. Dacă nu, căutați modalități potrivite de a strecura cât mai multe variante de activitate fizică în programul vostru zilnic. Chiar și 45 de minute de mișcare zilnică vă pot oferi beneficii maxime pentru longevitate. Asociați antrenamentele fizice și cu alte obiceiuri sănătoase care vă prelungesc viața. Iată câteva sugestii. Petreceți timp cu familia și prietenii, adoptați o dietă sănătoasă, poate chiar mediteraneană, susține sănătatea intestinală, microbiomul în general, prin administrarea unui probiotic de calitate. Relatează hotnews.ro.